Acum vă invit să vă descrețiți frunțile pentru câteva momente și să urmăriți o rubrică specială. Pamflet, nu-l ratați dacă vreți să aveți motive de comentarii. Se pare că trecuta vremea scrisorii pierdute a lui Caragiale. La vremuri noi, scrisori deschise în văzul tuturor, că doar toți suntem celebri că ne spălăm rufele murdare în văzul lumii și de deștepți ce se cred unii își dau un petec taman când nu trebuie. Luați aminte la ce se întâmplă în Simeria, nod nu doar de cale ferată, ci și de ridicolul celor doi jupâni care se laudă că conduc orașul. Sub modestia și empatia afișată zace un orgoliu obez ce frizează ridicolul. Bătrânii noștri înțelepți aveau o vorbă. Câinele moare de drum lung și prostul de grija altuia. Așa și la Simeria. Viceprimarul nu mai poate de grija angajaților din primărie și îl face de minune pe primar postând o scrisoare pe Facebook, așa ca să vadă toată lumea. Și apoi vicele nu-i vice destul dacă nu-i și fudul. Așa mai scrie și sub sigla PNL ca să vadă toată lumea ce fac liberalii. La rândul lui nici primarul nu se lasă mai prejos și tot în văzul lumii publică la rândul său o epistolă a lui interminabilă ca să demonstreze că e mai deștept, asta dacă o fi scris-o el. Iar văicăreala le sună precum povestea prostului sau prostia omenească. Dacă tăceau ca atunci când s-au ajutat cu asumarea bugetului, acum nu s-ar fi făcut de minune. Atunci, adică în urmă cu câteva luni, frăția viceprimarului și a primarului a dus la anularea bugetului, adică întârzierea proiectelor pentru simerienii de care spun că au atâta grijă. Atunci s-au pupat și încurajat cu bucurie. Acum, orică nu și-au respectat aranjamentul, ori din alte considerente, pe principiul că unul e mai deștept decât celălalt sau că unul are mai multe șanse de a ajunge primar în 2024, dacă se fac de râs în public, au stricat tot, fără să-și dea seama cât sunt de ridicoli, ba mai mult, să piardă și bruma de susținere pe care o mai au. Când doi se bat, al treilea câștigă. Vorbe tot de la românul pățit. Așa că, Pavele și Iuliuse, voi bălăcăriți-vă și împăunați-vă cu ridicol, că au grijă simerienii să râdă de voi. Acest articol este un pamflet, așa că tratați-l ca atare.